Atâta zăpadă n-a mai văzut Bucureștiul de ani de zile. După o noapte în care a nins fără încetare, orașul a rămas fără trotoare și străzi secundare. A fost o problemă uriașă și pentru salvări din cauza traficului infernal. 100 de oameni care aveau nevoie de ajutor au fost obligați să aștepte ore întregi ambulanța. De dimineață, singurii supraviețuitori ai viscolului păreau să fie marile bulevarde. Munți de zăpadă sub care se ascundeau cartiere întregi. Așa arăta capitala de dimineață. Pe străzile lăturalnice, drumul cu mașina a fost o misiune aproape imposibilă. Nici pe jos nu s-a înaintat mai ușor. Cum pe trotuare nu se putea circula, pietonii au luat locul mașinilor pe bulevarde mai libere ca niciodată. A nins atât de mult încât unele trotuare din București sunt în acest moment impracticabile. Zăpada depășește o jumătate de metru, iar băncile pe care altădată stăteam la soare sau să admirăm Bucureștiul sunt în acest moment pline de zăpadă. Puțin bucureșteni s-au grăbit să dea la o parte zăpada, chiar dacă îi așteaptă o amendă de cel puțin 500 de lei. Țin minte, pe vremuri, nu avea obligație omul. Omul ieșea de omenie, din bun simț, ieșea și de la zăpadă în fața casei. Tineretul cred că s-a luat de fiert. Pe cuvântul meu. Între timp, pompierii au fost obligați să amâne intervențiile până reușeau să-și facă loc pe drumuri și trotuare. Trebuie să ai mănuși grase. Cum? Trebuie să ai mănuși grase. Atunci te ajut aici. La minus timp și toate să te boci pasta. Ia-ți la coadă, ia înghețat coadă. Ia vezi. Hai grijă la gheare. Da, dar nu poate să zboare. Trebuie băgat undeva la căldură. Azi noapte, în toiul viscolului și echipajele de la salvare au luat în piept problemele de pe drumuri. Ambulanța București s-a trezit cu o avalanșă de solicitări. 1200 de apeluri în 24 de ore. Din cauza traficului infernal, 100 dintre ele au rămas în așteptare. Până la miezul nopții, doctorii au reușit să le rezolve. E drept cu sacrificii. Chiar a fost o zi grea pentru toată lumea. Au fost aduse echipaje din tura liberă, deci tura care astăzi este de zi. Au fost aduse și ieri, începând cu ora 11 ziua. Cele 250 de utilaje scoase azi noapte pe traseu au reușit să curețe zăpada doar pe marile bulevarde. 800 de angajați ai firmelor de salubrizare au încercat să curețe manual stațiile de ATB și trotuarele, dar munca lor a fost de cele mai multe ori îngreunată din cauza mașinilor lăsate pe trotuare. Eu am rugat de câteva ori, nu mai rog pe nimeni. Unii parchează lipsiți de orice urmă de bun simț. Zeci de mașini au fost ridicate azi noapte pentru ca operațiunea de zăpezire să meargă ca la carte. N-a fost însă suficient. Străzile din jurul blocurilor sunt blocate și acum în București. Simona Boțog este în cartierul Aviației. Simona, bună seara! Au ieșit oameni în stradă, încearcă să își curețe singur drumurile, trotoarele din fața apartamentelor, caselor, blocurilor sau așteaptă ajutor? Bun găsit! Da, trebuie să vă spun că au ieșit foarte, foarte mulți bucureșteni să-și facă singuri cărări printre nămeți. De altfel pot spune fără niciun fel de exagerare că zăpada a pus pur și simplu stăpânire pe toate străzile secundare din capitală. Nu mai există trotuare, s-au creat adevărați munți de zăpadă și foarte multe mașini au fost pur și simplu înghițite de nămeți. În această situație este și propria mea mașină și probabil că dacă m-aș fi apucat să curăț singură această zăpadă, mi-ar fi trebuit ore bune. Noroc cu prietenii și colegii mei care mă ajută să scap de această problemă. Dacă sunteți în situația mea, dar nu aveți de la cine să primiți ajutor, nu trebuie să vă faceți griji, iar asta pentru că există foarte multe persoane care s-au specializat în dezăpezirea mașinilor, desigur nu gratuit, ci contra cost. Contra unei sume care de cele mai multe ori este negociabilă, puteți rezolva foarte simplu această problemă.